În perioada 19-27 iulie, poliția municipiului Motru a fost sesizată de către 6 părți vătămate din localitate despre faptul că persoane necunoscute le-au sustras bicicletele pe care le aveau asigurate în scările de bloc sau lăsate pentru scurt timp în apropierea unor magazine alimentare. Două dintre victime au reclamat că pe lângă bicicletele au fost sustrase și două telefoane mobile. Ai furat bicicletele? Nu. Dar de ce ești la poliție? Că m-au adus ei. Ești vinovat de ceva? Întrebați-o pe dânsii. Din probatorul administrat de către polițiștii din Motru s-a stabilit faptul că suspectul în decurs de 8 zile a sustras numai puțin de 6 biciclete și 2 telefoane mobile aparținând unor cetățeni din Motru și comuna Cătunele. Pe parcursul cercetărilor, polițiștii au recuperat cele 6 biciclete sustrase și un telefon mobil, bunurile fiind restituite părților vătămate. Pe numele suspectului au emis ordonanță de reținere pe timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Va fi prezentat parchetului cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a suspectului.